Senatorul Nicolae Robu nu are calități de învingător. Aceasta este declarația deputatului Gheorghe Ciobanu când vine vorba de candidatura lui Nicolae Robu la primăria Timișoara. Candidatul trebuie să aibă barbă și să fie inginer. Gheorghe Ciuhandu a demonstrat câștigând toate mandatele că este așa. Este de părere deputatul democrat-liberal. Cred că nu are nicio șansă, pentru că astfel de politicieni nu este rectorat. Nu, dar nu este. Convinge și va renunța sau? Nu-l văd cu mentalitatea de învingător, de responsabil și îl văd pierzător și va realiza probabil că în perioada următoare acest lucru și nu va mai candida. Este punctul meu de vedere. Nu văd Timișoara condusă, nu este rectoratul, nu sunt la cetățenii, la picioarele tale și liderii. Este o chestiune care ține de maturitate politică și dacă în politică, managementul politic e un management al tuturor resurselor și domeniilor. Și această chestiune, o ai sau nu ai, nu este prăvălia mea, partidul sau dacă m-am aspirat, am mers pe linia politică, e nevoie de o anumită maturitate care la acest moment și în Europa și la noi, din punctul meu de vedere, dar nu numai al meu, înseamnă responsabilitate. Și atunci acest mod de abordare a tuturor problemelor, de la poza cu primar, la presiuni pentru aia, pentru aia, la absenteism, la chiulangil, nu merg, nu țin. Senatorul Nicolae Robu nu comentează declarațiile lui Gheorghe Ciobanu. Nu cunosc această declarație, nu urmăresc declarațiile domnului Ciobanu, am alte surse de inspirație. Domnul Ciobanu poate declara ce vrea dânsul și suntem convinși că nu o să ne iubească nici pe cei din PSD, nici pe cei de la PNL, pentru că el își dorește ca să câștige alegerile PDL-ul, lucru care e trecut, e de istorie și care nu cred că mai poate intra în discuție ca să câștige PDL-ul alegerile în Timișoara, în momentul în care, mi-aduc aminte, parcă cu 4 ani de zile a existat o candidatură PDL, scorul se cunoaște, se știe, deci eu cred că nu au cum să facă mai mult de 15% cât au făcut acum 4 ani de zile și cred că, dacă nu mă înșel, tot domnul Ciobanu era candidat. PDL nu și-a anunțat candidații pentru funcțiile de primar din județ. Nici măcar un posibil candidat pentru primăria Timișoara nu a fost prezentat de PDL Timiș. O variantă bună pentru PDL ar fi fost Gheorghe Ciuhandu, crede deputatul Gheorghe Ciobanu.